Ceștii care se aventurează pe trasele nemarcate din munți o fac pe răspunderea lor și sunt de la an la an tot mai mulți. Peste 7000 de oameni au fost salvați de pe munte de salvamotiști doar anul trecut. 38 și au găsit însă sfârșitul acolo. Colega mea Alexandra Bucuroiu a citit datele și ne spune mai multe. Bun găsit concret, în 2018 acțiunile de salvare și de acordare a primului ajutor au fost cu 13% mai mult față de anul precedent. Peste 7000 de persoane au fost salvate din munți, iar numărul intervențiilor este aproape dublu în sezonul de iarnă față de sezonul călduros. Peste 3000 de cazuri se înregistrează iarna. În ceea ce privește locurile în care intervin salvatorii, iată 47% dintre acțiuni au avut loc chiar pe pârtii, iar 7% pe traseele neamenajate. 17% dintre victime au ajuns prin intermediul ambulanței sau zmurdului la spital iar 14% au fost salvați cu ajutorul elicopterelor zmurd. Din păcate, anul trecut, pentru 38 de victime, medicii nu au mai putut face nimic decât să constate decesul. Datele mai arată că peste 4.000 de apeluri care anunțau accidente montane au fost înregistrate fie prin 112, fie prin Dispeceratul Național Salvamont. În timp ce peste 6.000 de apeluri solicitau informații despre zona montană.